cred că scopul acestui eveniment este să învățăm să comunicăm unii cu alții, să învățăm să arătăm ceea ce avem mai bun și cred cu tărie de asemenea că acest eveniment nu este despre ideea că ne facem sau nu elevii la școală, ci este despre faptul că putem ieși în comunitate, mai ales după 2 ani de pandemie și putem să comunicăm cu atâția elevi frumoși, să ne cunoaștem și să vedem ceea ce are mai bun fiecare. Pentru cei care pășesc pentru prima dată, cu toată opțiunea aceea inovativă pentru o universitate dinamic. Săptămâna de inițiere la UVT, UniVibes, maratonul UVT, UVT Liberty Marathon, toate activitățile dedicate elevilor, viitorilor studenți care sunt în anul întâi de intră în anul întâi de facultate. Vedem aici aproximativ 30 de standuri, vedem liceele din Timișoara și din județul Timiș, vedem universitățile din Timișoara, care sunt și ele număr foarte mare aici, cu diferite experimente. Încurajăm astfel de inițiative, cât mai multe cu atât mai bine, pentru buna informare a elevilor, viitorilor noștri studenți, pentru că trebuie să recunoaștem că de vest din Timișoara, elevii vor găsi sau își vor dezvolta cea mai bună versiunea lor din perspectivă personală, ceea ce e foarte important pentru noi, pentru că ne dorim studenții foarte buni. Mă aștept foarte mult ca elevii să participe la webinarile sau întâlnirile care le au cu experții la Universitatea de Vest din Timișoara pe ceea ce înseamnă dezvoltare personală și consilierea în carieră. Mă aștept ca informații să fie relevante pentru viitorul lor, să iau o decizie importantă pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea personală, pentru că trebuie să recunoaștem această perspectivă a consilierii în carieră, suferim la nivel de învățământ preuniversitar și ne dorim foarte mult să-i sprijinim în acest sens.